Bine v-am găsit, dragi prieteni, la încă un video foarte interesant, unde vreau să vorbesc puțin despre tehnologia asta care ne cam mănâncă zilele în ziua de azi. Nu vorbim neapărat de rețelele de socializare, de telefoane și așa mai departe, o să vorbim și despre astea, dar vorbim despre televizoare, în primul rând, pentru că dacă ne gândim așa puțin, pe vremuri toată lumea avea câte un televizor acasă, un televizor din ăla mare, clasic, așa, bătrânesc, cum ar veni, care... El funcționa foarte bine, dar problema este că a avansat tehnologia și deodată, prin marketing și prin toate lucrurile care se fac în ziua de azi, știți cum e. Nu a mai fost așa interesant și a trebuit să ne gândim la altceva. Și uite așa ajungem prin, să spun eu, 2005-2006, când au apărut așa mai des pe piață și mult mai mult întâlnite televizoarele cu plasmă, acele televizoare cu plasmă, care de fel ele erau... High definition ready, adică aveau 720 de pixel, nu erau full high definition. Și ideea era la acele televizoare, vă dați seama, arătau mult mai frumoase, erau mai înguste, nu se mai compara cu un televizor din ăla gigant, care avea cel mai probabil încă 100 de kg și așa mai departe, chiar dacă acel televizor încă funcționa perfect și așa mai departe. Dar lumea deja se gândea, ok, ce ar fi să-mi iau unul de ăla. Problema la acel televizor era că, din păcate, consuma foarte mult curent, ceea ce nu era prea bine. Tocmai de aceea a apărut, la foarte scurt timp, LCD-urile. Sunt acele televizoare foarte asemănătoare cu cele de plasmă, care aveau o altă tehnologie și consumau mult mai puțin curent. Vorbim prin 2006, 2007, 2008, pe atunci deja începeau să devină mult mai des întâlnite, cel puțin în străinătate, aici prin Germania. Erau foarte multe. Și cum au reușit acele televizoare să acapareze mintea oamenilor? În primul rând, dacă ne gândim așa, pe vremea aia, abia ce apăruse și PlayStation 3 și Xbox 360, și cum sunt copiii care, mulți dintre ei se jucau la asemenea console și aveau televizoarele alea vechi. Vă dați seama că nu mai mergea să te joci tu pe un PlayStation din ăla sau cu un Xbox pe un asemenea televizor. Degeaba aveai mufa aia high definition dacă nu o foloseai. Și cum mulți dintre copii, cum și eu am fost pe vremea aia, mi-amintesc perfect, m-am dus la tata, tata, te rog frumos, ia-mi și mie un televizor din ăla ca să pot să mă joc și la consolă mai bine, că altfel fac cancer la ochi, vă dați seama. Așa era gândirea pe vremea aia. Și uite așa, multă lume și-a mai cumpărat acel televizor și iar s-a schimbat televizorul și mi-amintesc perfect pe vremea aia, a dat tatăl meu 1000 de euro pe un LCD din ăsta de la Samsung, mi-amintesc perfect, care știți cum e, prima oară stă frumos în sufragerie, după aia ajunge într-o altă cameră, după aia deja ia direcția spre beci încolo și după aia ajunge pe net și se vinde și mi-amintesc perfect. Cred că l-am vândut după vreo 9 ani de zile cu 100 de euro, deci 90% s-a pierdut valoarea în timpul ăsta. Da, cam așa stă treaba și cu LCD-ul, cum acel televizor a ajuns pe piață și a fost foarte acceptat de oameni. După aia, ce s-a întâmplat? Nu mai era bine dacă era televizorul așa de gros, trebuia să fie și mai subțire și au apărut acele televizoare și mai subțiri, care iarăși au deschis ochii la mulți oameni care au vrut să-și ia alte televizoare. Și bineînțeles, între timp, cam toate televizoarele erau și full high definition, adică aveau grafica mult mai bună și prin urmare vedeai mai bine la televizor. Chiar dacă multă lume habar n-avea că dacă nu ai, de exemplu, cum e ziua de azi în România, Digi, Dolce și așa mai departe, în Germania și în străinătate Sky, sau știu eu ce alți de ăștia provider de televizoare, de canal. Dacă n-aveai așa ceva, tu te uitai la imaginea aia normală prin cablu, la standard definition, care imaginea era exact la fel de pixelată ca înainte, deci tu de fapt n-aveai niciun avantaj. Dar conta să avem acel televizor, oameni buni, pentru că pe piață și în reclame și toate alea așa apare, că așa ne spală creierii. Și ce crezi că s-a întâmplat după aia, după ce a stat și LCD-ul ăla acolo câtva timp pe piață? Au început să apară televizoarele 3D. Deci mai nou la modă era să ai televizorul 3D, pentru că și în cinema începuse la greu să se facă filme în 3D
Și acum, de ce să n-ai 3D-ul direct și la tine în casă, știi? Și atunci lumea a început să gândească, păi, bă, stai bă, că mi-au și o 3D. Și după a început să apară televizoarele alea 3D, care aveau două tehnologii. Una dintre ele era, de exemplu, televizorul LG avea asta, aveau acea tehnologie pasivă, unde pur și simplu spuneai ochelarii aia care mergeai și la cinema și puteai să vezi în 3D. Și mai erau televizoarele cum erau cele de la Samsung, care aveau niște baterii speciale în ochelari și un ochelar de la iarăși costa și la vreo 100 de euro, dacă nu mă înșel. Și iarăși mai scotea puțin bani din buzunar tehnologia asta. Dar noi vedeam în 3D, oameni buni. Și ce exact vedeam noi în 3D? Ei bine, vedeam în 3D ceea ce ne cumpăram noi sau ceea ce băgam noi să vedem în 3D. Pentru că de la televizor, inclusiv de la acei provider, Digidolce, Sky și așa mai departe, nimic nu se dădea în 3D pentru că consumă foarte mult, foarte mult cablu, au o mărime foarte mare acele date care se transmit și prin urmare n-aveau cum să facă asta. Și dacă nu mă înșel, pe vremea aia, în Germania cel puțin, era Sky-ul care dădea doar la fotbal, la Bundesliga, un singur canal era în 3D și rest toate erau normale. Deci cât 3D se putea de fapt vedea, aproape nimic, oameni buni. Dar mă rog, da. După aia au încercat ei să mai facă o șmecherie, că au zis, bă, dacă merge 3D-ul, ia să facem 3D-ul ăla ca lumea de tot, să vedem și fantomele și tot prin aer. Și există o firmă, nu știu dacă nu mă înșel, Toshiba a fost atunci, au încercat ei să facă televizorul la 3D fără ochelari, deci măcar ochelari mai trebuia să pui. Și costa vreo 8.000 de euro. L-am văzut personal aici în Hamburg, m-am dus la Saturn. Și vreau să zic că când m-am uitat la acel televizor, efectiv îmi cădea ochii din cap, am făcut cancer la ochi instant, pentru că era praf imaginea și n-avea cum să vezi așa ceva și tocmai de aia așa ceva nici măcar n-a reușit să se impună pe piață la oameni. După aia aveam televizoarele 3D, oameni buni, și au început să apară televizoarele smart, pentru că un televizor, unul rămânea prost și altul era smart, pentru că așa era. Și la televizoarele astea smart, ideea care era că pur și simplu puteai să mai dai tu acolo, aveai un soft băgat în el și intrai frumos pe YouTube, puteai să intri pe Netflix, pe Amazon Prime să vezi videouri sau alte chestii, sau chiar puteai să te joci pe el. Și uite așa încet încet televizoarele astea smart de fapt au devenit mici calculatoare, pentru că ele, ce componente aveau acolo, se pot asemăna cu un calculator de pe vremea aia, cum era Pentium 4 și așa mai departe. Cred că erau chiar mai performante decât un Pentium 4, dacă ne gândim. Și iarăși au reușit să mai segmenteze puțin piața. Ia vină tu încoace frumos, că n-ai ce căuta acolo. Hai, stai aici. Așa, ia să ne gândim noi mai departe ce s-a întâmplat. Ei bine, acel Full High Definition, pentru că lumea nu era fericită cu ce calitate se vedea la televizor, s-a decis că trebuie să facă 4K, adică acel următorul pas după High Definition, unde de fapt televizoarele alea 4K sau Ultra High Definition, cum vreți voi să le spuneți, ele erau de fapt dublu High Definition, adică sunt dublu pixele acolo. Și prin urmare vezi de două ori mai bine. Nu știu câtă lume e conștientă, dar tu ca să vezi toți acei pixeli, ei bine, trebuie să stai efectiv cum ai sta la un monitor. Deci vorbim de un panou din ăla gigant de 55 de inci, unde tu trebuie să stai la un metru distanță ca să poți să-i vezi lua la ridurile pe față, pentru că altfel degeaba ți-ai luat 4K. Și de asemenea vorbim de iarăși O enormitate de camărime de date care trec prin acele cabluri. Și bineînțeles că iarăși nu există de fapt niciun provider care să ofere asemenea canale să le vedem noi normal la televizor. În ziua de azi au ajuns să fie High Definition foarte multe care se pot vedea, sunt și gratis multe dintre ele, dar 4K nu prea. E bine, acele televizoare iarăși au fost promovate foarte bine De consolele video pe acea vreme, vorbim de PlayStation 4 și de Xbox One, care tocmai ce își făcuseră noua variantă, deci își dăduseră refresh și a apăruse acel PlayStation 4 Pro,
și Xbox One X, care ele de fapt puteau să facă upscaling, pentru că n-au reușit, la acele versiuni nu au reușit să facă nativ, să facă upscale la grafică, la să o facă în 4K. Și bineînțeles că nu puteai joci 4K, de dacă aveai televizor 4K, și atunci iarăși multă lume, mulți părinți au cumpărat pentru copii, că au cerut aceștia asemenea televizoare. De data asta eu personal n-am mai căzut în plasa aia, că deja mă mai deșteptasem un pic, dar din păcate prea târziu și eu. Da. După aia, ce s-a mai întâmplat? Tehnologia și-a dat ea seama așa că, bă, domne, poate să fie el și 4K, dar tu tot nu vezi bine la televizor. Atunci a trebuit să curbăm puțin acele panouri și au apărut televizoarele alea curved, curbate, unde se promova că, vezi, domne, dacă stai mai la stânga sau mai la dreapta, tu vezi mai bine la televizorul ăla, că altfel nu vezi bine. Și uite, așa au apărut și acele televizoare și multă lume a decis că este mai cool, l-a combinat cu un Smart TV, cu un 4K și uite așa a reușit televizorul ăla să apară și la sufragerie. Și iarăși s-a mai dat niște bani și s-a mai dus niște bănuți din buzunarul nostru. Da, și după ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, în ziua de azi deja se lucrează la următoarea tehnologie. Deja au apărut și pe piață, vorbim de televizoarele 8K, adică care sunt de 2 ori 4K sau de 4 ori Full High Definition, televizoarele alea vechi, care costă foarte mulți bani și iarăși nu există provider care îți dea așa ceva. Vorbim doar dacă tu, din buzunarul tău, ești dispus să îți cumperi asemenea player, CD player, DVD player, alea nici mai vorbim despre console care sunt în stare să-ți redea asemenea grafică pe acel panou, pe acel televizor. Și uite așa, tehnologia reușește iarăși să se infiltreze în sufrageria noastră. Și cu siguranță o să urmeze și mai multe de acum, pentru că suntem abia la început. La fiecare 2-3 ani maxim apare câte ceva nou care ne dă de gândit că ar cam trebui să ne cumpărăm iarăși ceva, ceea ce face pagubă la oameni. Și de asemenea, oameni buni, asta nu știu dacă e doar părerea mea, am auzit extraordinar de multă lume care are aceeași părere. Cum se face că televizorul ăla care l-am luat noi și am dat noi atâția bani pe vremuri, și pe vremuri vorbesc de acum 2-3 ani maxim, începe să se strice, începe să meargă încet, începe să aibă lag, pentru că acel televizor, oameni buni, nu este decât un calculator în ziua de azi, pentru că nu se mai poate spune că e televizor când este atât de performant și are soft, el are un soft, deci are mai mult soft decât hard și există acele chipuri, cum eu cred și v-am spus, crede foarte multă lume, care după un anumit timp de redare sau după ce se instalează mai multe app-uri sau așa mai departe, el dă un semnal acolo, ia începe tu să mergi mai prost și prin urmare zicem, păi e depășit de tehnologie, trebuie să luăm altul. Și uite așa am ajuns la următorul televizor. Oameni buni, sper că v-am ajutat cu acest video să vă deschidă puțin ochii. Eu, din păcate, cum am spus, m-am deșteptat, cam târziu, dar m-am deșteptat. Dacă v-a fost de folos, dați vă rog frumos un like, abonați-vă la canal, urmează mai multe videouri asemănătoare despre alte subiecte despre care vom vorbi. Până atunci, vă urez numai bine și la revedere!